trăiesc un moment pe care mi-l doresc de 2 luni de zile. De ce mi-l doresc de 2 luni de zile? Ca să vadă și el cum e. Despre asta e vorba. Știți, am povestit de câte ori am avut ocazie. Acum 2 luni de zile s-a întâmplat să fac alegerea cu intervenția chirurgicală. Mi-aduc aminte când m-am operat Ema și cu buzdul, cu morar dimineața. Au zis, au povestit. De fapt, n-ați povestit, că nu știați dacă vreau să zic sau nu. Nu, dar eram cu gândul la tine. Am transmis asta, da, exact. Și oricum oamenii întrebau de ce nu ești pe radio. Exact, cumva. Că am lipsit niște zile. A fost o intervenție chirurgicală despre care am povestit, de micșorarea stomacului. Și medicului chirurg care m-a operat, i-am promis acum 2 luni de zile că vreau să intre și el în rolul pacientului, să iasă și el din zona din confort, să vadă, de confort, să vadă cum e. Că eu m-am urcat pe masa lui de operație. Chitros ești, mă, n-am văzut așa ceva. Bă, nimic nu rămâne neplătit la tine. Asta zic. Ești, și am promis, i-am zis, domnul doctor, fiți atent că o să vă chem și eu la radio ca să vor pe masa mea de operație să vedeți cum e. Și uite, am zis astăzi când s-au împlinit 2 luni de la momentul ăla și sunt, iau ce bine sunt, să-l invit pe medicul chirurg Ionuț Cutopilă, cel care s-a ocupat de mine și a avut grijă de mine acum fix 2 luni de zile, pe la ora asta, nu? La ora asta, pe la 8 și ceva am intrat în operație, să intre și el în sala de operații, în, cum îi zice, să intre în emisie de data asta. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație și să știți că mă bucur și am venit cu aceeași încredere aici. Pe care am avut-o și eu când am venit. Pe care ați avut-o și dumneavoastră, exact. Așa sunt și eu în momentul de față, vin plin de încredere și aștept cu nerăbdare discuția de astăzi. Emoție sau ceva emoție? Emoție constructivă. Așa m-a întrebat și pe mine când a intrat în salon. Emoții, emoții. Și am zis, da, așa. Și mi-a zis, dacă n-aveți emoții, e nasol, trebuie să mergeți și pe la psiholog, da. Asta a fost, asta mi-a zis. Și acum să facem și noi ca într-o sală. O să vă doară puțin, așa, dar exact. Să știți că nu durează mult. După o să simțiți o căldură puternică și trece. O să vă rog să închideți ochii și să numărați până la 5. Și după care o să vedeți că nu o să mai simțiți, auziți nimic. Mirabelu, adu acum la mare. Nu, că ăsta e, ăsta e un experiment pe care îl facem până la urmă. Prima dată la radio? Prima dată. Și eu m-am operat pentru prima dată atunci când am făcut-o acum 2 luni de zile. Între timp, da, schimbările sunt evidente e și clar. Sunt foarte mulți oameni care îmi spun când mă întâlnesc, vai ce bine arăți, vai ce bine arăți. Dar pe lângă schimbări, Răzvan, mie mi se pare că starea ta de spirit nu a fost alterată absolut deloc, exceptând prima, a doua zi ca orice intervenție. Eman, și asta... am menționat eu să vin la radio la 3 zile de la operație. Și asta, lăsând faptul că e domn doctor aici cu noi, asta e clar de notă că a fost o intervenție mai mult decât de succes și făcută exact așa cum trebuie, dacă starea de spirit și energia pacientului nu s-a schimbat absolut deloc. Ești fantastic, mă. Da, mă, și echipa asta, știi că e foarte important, păi, cum te exact pregătesc. Asta, exact asta și am spus. Un lucru pe care vreau să-l menționez, să-l felicit pe domnul doctor, e că nimic din ce mi-a spus nu a fost neadevărat. În sensul în care, inclusiv de la durerile pe care le resimt post-operatoriu, l-am întrebat, domne, o să mă doare și o să zică, domne, o să ai o febră musculară mai puternică, asta o să resimți. Deci tot ce mi-a descris, pentru că înainte de operație am avut o întâlnire. Da, chiar vreo două, nu? Chiar două, ședință. Da, chiar exact. Două, chiar și cu soția. Ceva. Vezi că am venit cu soția de mână la operație. Sau înainte de operație, ca să se lămurească și ea că e tot ok. Ai și chip acolo, prietene de localizare, de la Angela. Și nimic din ce mi-a spus nu a fost neadevărat. Adică toate lucrurile descrise s-au întâmplat exact ca în descriere. Așa și trebuie să întâmple, pentru că noi suntem împreună cu dumneavoastră. De fapt, medicul e pe tot parcursul pacientului, pe tot parcursul evoluției pacientului, alături de pacient. Învățăm de la oameni, de cele mai multe ori, ceea ce simt ei și ceea ce transmit. Așa că ce povesteam din trăirile altor pacienți și lângă care am fost și de la care am învățat multe și tot timpul există o mare recunoștință față de pacient, pentru că nu, el este cel care își dă sănătatea pe mâinile noastre și noi o îmbunătățim pentru el. Dar nu e o stare de aia de emoție. Eu de exemplu, aș muri de emoție știind că, până la urmă, viața unui pacient depinde de felul în care lucrez eu acolo, în care execut operația. Care e senzația unui chirurg înainte de fiecare intervenție? Emoția există. E normal să existe, dar este o emoție controlată și care vine cu timpul. Nu este o emoție în care s-a ajuns să zici vreodată că nu știu ce am de făcut. Este o emoție care este controlată de experiență, este controlată de știință, de cunoaștere. De fapt, cunoașterea aduce liniște. Și este lucru care te ajută să iei deciziile cele mai bune în momentul actului chirurgical. Este idealul de a ajunge acolo și a avea în vedere
orice situație, de a o controla până la capăt și de a avea un rezultat bun. Emoția există pentru oricine, și pentru pacient, și pentru chirurg. Nu, măcar pacientul adorme, adică are emoții până când își face efectul anestezia, după care nu mai știe ce e cu ea. Dar se trezește tot cu emoție. Când te trezești, te trezești. Asta e toată. Este un lucru firesc, așa cum a fost și mica glumă de la început, că dacă n-ai emoții ar trebui să discuți cu cineva. Da. Este un lucru normal. Face parte din viața noastră, suntem oameni. Și lucrurile acestea trebuie să lucrăm cu ele, trebuie să le controlăm în funcție de cum, de momentul de viață, știi, momentul în care decidem să acționăm. Exact cum sunt și în momentul ăsta față de dumneavoastră, nu? Am un dram de emoții, dar asta înseamnă că nu o să fug în momentul de față. Pe mine și m-a impresionat la prima întâlnire cu, uite, e momentul să eu și spun acum, fiind la radio și fiind pe terenul meu, pe mine m-a impresionat medicul Ionuț Cutopilă, pentru că este de uman. Adică n-am întâlnit un... Eu am niște preconcepții legate de medici, că au, și chirurgi în special, au o doză de aroganță, pe care n-am regăsit-o în cazul... Și limbajul ăla, noi nu-l cunoaștem. Da, da, da. De specialitate, te zici că acum te duci. Adică... De la prima întâlnire, aia a fost încrederea. Ce mi-a zis că am ampicilină? Mi-a zis că am ampicilină în spate aici, cred că se moare de la ampicilină. Și omul spunea că trebuie să da. Plus că, da, nu sunt de multe ori chirurgii, chiar dacă sunt foarte buni profesioniști, nu sunt cei mai buni comunicatori. Și asta, și cred că pe lângă tehnica operației, da, care e complicată și presupune o experiență și niște ani de muncă, pentru că n-ajungi medic chirurg așa, bătând din palme, te ia de pe stradă, te pune în sala de operații. A, nu faci un curs de 2-3 ore? Nu, faci, stai 2 luni jumate la Craiova, înveți să lucrezi cu cuțitul și după îți dă briceac, că trebuie să lucrezi mai puțin. Așa, și asta am stat și am căpătat încredere, că este foarte uman. Și, da. Cred că e o raritate. Nu știu dacă o raritate, de o calitate care completează chirurgul ca profesionist. Și asta am remarcat la medicul Ionuț Cutopilă. Este foarte importantă comunicarea, mai ales în chirurgia bariatrică și metabolică, pentru că la noi începe totul, dar nu se termină. Și cum a spus domnul doctor, a zis, domnule, la noi pacienții nu vin forțați, vin de bunăvoie. Da. Ideea în care, în momentul în care o intervenție chirurgicală pentru alte lucruri, o faci pentru că știi că viața ta nu mai poate continua în felul ăsta. Trebuie să scoți problema din organism. E, aici vii pe picioarele tale, poți să fugi și de pe masă de operație dacă e nevoie la un moment dat. Și au fost cazuri, corect, în care au fost pacienți care s-au răzgândit, au fugit din spital înainte de operație. Pot fi pacienți, exact, au fost și cazuri și pot fi în continuare, pentru că ține foarte mult până la urmă și de latura psihică a omului. Chiar dacă știe că are nevoie, chiar dacă investigațiile, analizele arată că are probleme serioase de sănătate, cele care sunt legate de obezitate, că are un diabet dezechilibrat, că are o hipertensiune câteodată la 200, dar că se simte bine. Da. Se poate întâmpla... Nu știu, cunosc eu pe cineva care avea 200 și a zis că se simte bine. Da, exact. Sunt, dar mai puține sub control, cam așa se întâmplă. Lasă că vedem săptămâna viitoare, cred că am mâncat cu sare ieri și așa se întâmplă. Psihicul nostru este foarte important. El trebuie să-și recunoască situația în care ne aflăm noi fizic și trebuie să accepte, până la urmă, tratamentul așa cum este el, pe baza eficienței lui. Desigur că cei mai mulți dintre pacienți, și așa este și firesc să întâmple, încep așa cum e obișnuit, cu diete, cu mișcare. Sunt lucruri care par mai ușor de controlat, dar pentru care eficiența este redusă, pentru că ține foarte mult de tenacitatea pacientului, de autocontrol, și ceea ce se întâmplă, din păcate, nu reușește să ducă până la capăt ce eu am ajuns la soluția operației după două diete, în care am și reușit să ajung până la 90 de kg. Aici sunt martor colegii, Emma, Cuza chiar, că ne știam și dinainte de a fi colegi, dar problema mea a fost că n-am reușit să mențin chilele și am zis, băi, nu se mai poate, nu mai puteam să mai iau de la capăt. Și asta e motivul pentru care am ajuns la domnul doctor. Asta este și diferența, până la urmă, între o metodă conservatoare, adică dietă, mișcare, și o metodă procedurală, chirurgicală. Chirurgia vine peste voința pacientului, adică în momentul în care modificările au fost instalate, simțurile modificate, pacientul nu mai poate să decidă, am renunțat, n-am mai mânca așa cum mi-a recomandat nutriționistul. Este un lucru care va fi repetitiv zilnic. Sunt într-o dietă care
nu-mi dă aceea senzație de foame. E o dietă care te ajută să nu mai ai senzația de foame, e o dietă care te ajută să te saturi repede. Este o alimentație cum ți-ai dori să fie normală. Este o situație care te duce acolo în care nu mai simți că îți lipsește controlul. Ai controlul asupra alimentelor, pur și simplu. Ce mi se pare mișto e că în timp ce vorbea domn doctor a venit un mesaj și zice: neața, salutări domnului doctor, cea mai tare echipă, cu multă dragoste, domnul Ghecea. Se pare că a fost un pacient de-al dumneavoastră și a trimis pozele before and after. Da, și este o schimbare extraordinară. Wow, da. Acum le văd și eu, da. Da. Dar apropo de schimbare, am o întrebare, scuză-mă, Răzvan. Nu, ca și din experiența dumneavoastră, de atâția pacienți operați, urmărită evoluția lor, cam care e procentul de slăbire? Dintr-o greutate, o masă X, cam cât la sută, la câteva luni, O să reușească să dea jos, în medie, bineînțeles, că fiecare are particularități. Există un șablon, să zicem, pe care îl urmărim. Ăsta este și motivul pentru care, unul dintre motivele, de fapt, pentru care pacienții sunt chemați la controle. Chirurgia asta impune niște controle postoperatorii în care urmărim evoluția și în care învățăm pe pacienți ce mai au de făcut. Comunicarea, ce discutam, e foarte importantă. Ce urmărim și la ce ne așteptăm? Există niște marje și pacienții toți slăbesc, da? Dar pot slăbi diferit în funcție de factorii caracteristici, da, fiecăruia. Dar să dăm un exemplu. Ne așteptăm ca în prima lună slăbească undeva la 25-30% din excesul ponderal pe care nu eu am slăbit totală. În prima lună undeva la 13-14 kg, da, am atât am undeva, dat jos. Undeva la 30% din excesul pe care am, să zicem, am avea noi de slăbit, după care undeva spre 6 luni de zile ne așteptăm să depășim 50%, 60% din exces. Din exces, da? Și spre sfârșitul primului an ne așteptăm să atingem greutatea ideală. Deci excesul asta înseamnă ce e peste greutatea ideală? Ce este peste greutatea ideală? Da. Acum, procesul de slăbire se poate întinde, poate să fie mai lent sau poate să fie mai rapid, depinde foarte mult și de pacient, depinde dacă pacientul este activ. Recomandarea clară este să existe o viață activă, să ne mișcăm, nu neapărat să facem sport de performanță pe care nu l-am făcut niciodată în viața noastră, dar să fim măcar în zona de mers cât putem de mult zilnic pe jos. Pacientul poate să că cu procesul de slăbire până chiar la 18 luni, până la un an și jumătate. Este un lucru pe care îl mai poți controla prin activitatea pe care o ai fizică. Întreabă cineva pe WhatsApp, și apropo, dacă aveți întrebări, 0747221815 e numărul de WhatsApp: care sunt riscurile la care e supus un pacient, riscurile operației? Pentru că orice operație automat are și niște riscuri. Aici exact. Cam care ar fi? Exact. Riscurile sunt cele legate de actul chirurgical în sine și sunt specifice organului pe care urmează să-l modifici, să-l operezi, nu? Exact ca atunci când ai face o operație pentru apendicită, așa că este o intervenție anotată ca și exemplu pentru cunoscută de către toată lumea. Și acolo ai șansa de a păți complicații legate de zona operată, adică să nu se vindece bine zona unde a fost tăiat apendicul. La fel se poate întâmpla în chirurgia bariatrică cu organele pe care nu le modificăm. Chirurgia bariatrică are ca și principal obiectiv modificarea stomacului și a intestinului subțire. Ne așteptăm ca acolo să avem ceva probleme de vindecare, gen complicații. Complicații de vindecare, adică nelipirea, nevindecarea corectă a organelor cusute, pot fi complicații legate de sângerare ca în orice chirurgie. Dar trebuie să menționăm un lucru care ne-a dus în ziua de astăzi și care a făcut chirurgia bariatrică foarte prezentă. Motivul este că există o evoluție în spate de zeci de ani. Chirurgia bariatrică și metabolică o facem în momentul de față după anumite protocoale și știți foarte bine acum ca și pacient că ați trecut prin ele. Da. Există o rigurozitate a actului chirurgical, există o standardizare a tehnicii, există o rigurozitate a monitorizării pacientului. Toate lucrurile acestea, desigur, împreună cu expertiza și cu experiența echipei medicale, nu fac decât să reducă foarte mult procentul complicațiilor. Adică discutăm undeva de un procent foarte redus, chiar comparativ cu chirurgia clasică,
într-o formă de organizare, așa cum se întâmplă într-un centru de chirurgie bariatrică și metabolică. Care sunt șansele ca o persoană care are rezultate după un an jumate, slăbește, ajunge în limite normale, să vină la kilogramele de dinainte? Asta e o întrebare pe care oamenii o pun pe WhatsApp. Da. Este o temere și este o temere care, nu de fapt sunt șanse, să știți că temerea unui pacient cu, și poate puteți să confirmați sau nu, temerea unui om cu obezitate este după ce slăbește să nu se mai îngrașe. Că de-aia merg, am făcut operația asta până la urmă. Și printr-o dietă și prin operație. Și pot să zic că și la distanță pacienții cu rezultate extrem de bune, foarte bune, care sunt normoponderali, sunt într-o zonă de control foarte bună al greutății, încă se tem să nu se îngrașe. Pentru că există exemple. Există exemple în jurul lor care au ajuns să câștige kilograme, dar este un proces normal și este întâlnit și în acest tip de chirurgie. Trebuie să facem legătura cu faptul că în afara acestor modificări pe care noi le executăm pentru oamenii respectivi, există și comportamentul nostru care este unic. Nu? Cu toții putem să avem mașini performante, dar nu toți mergem cu o viteză peste limita legală, da? Unii mai mergem și prudent. Depinde foarte mult cum lucrezi cu operația, cât de mult ți-e prietenă și cât de mult îți dorești să ajungi în zona de confort al greutății. Șansa procentual există. Există de a te reîngrășa, dar ea nu poate fi particularizată, adică nu poate fi indicat pacientul care, da, el va recâștiga în greutate. De ce? Pentru că noi ne așteptăm ca în urma modificărilor care apar post-operatorii, omul acela să schimbe comportamentul, de fapt. Da? Și, este și operația te ajută să-ți schimbi comportamentul. Și operația te ajută. Acum, dumneavoastră sunteți în situația în care treceți prin lucrul ăsta. Noi suntem chiar de vreme aici. Să ne dorim să mai ne vedem pe parcursul evoluției. Eu pe masa de operație nu mă mai întorc, dar la radio, domnul doctor, se poate întoarce oricând. Suntem la început de drum, într-o evoluție foarte bună și știți foarte bine că ceea ce înseamnă comportament alimentar, el deja a început să schimbe, se instalează și chiar devine regulă. Adică ceea ce mâncăm zilnic nu mai începe să ne frustreze, dar chiar începe să ne satisfacă, pentru că există rezultate, alimentația este completă, este suficientă ca să poți să slăbești și este suficientă ca să-și dea energia de care ai nevoie. Ca să poți să faci o emisiune de radio, să suporți pe Cuza, să... Da, 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 da. Da. Primim multe poze pe WhatsApp de oameni care ne arată before and after, știi? Da. Și sunt foarte mulți oameni care au operat la operația asta. Eu aș mai ridica o problemă vis-a-vis de dieta de după intervenție, pentru că mulți oameni cred că va fi o viață de dietă. Nu. Eu și obișnuiesc să le spun pacienților, termenul dietă e înspăimântător, pentru că ești un pacient care vii din încercări prin dietă. Și multe. Și când auzi, zici, domne, apelez la chirurgie pentru dietă? Iarăși dietă, m-am săturat, am auzit cuvântul ăsta de grămadă ori. Și exact așa se întâmplă. De fapt, nu e dietă. De fapt, este o recomandare pentru prima lună. Și să zic că regula acestei recomandări are la bază vindecarea chirurgicală. Noi urmărim în prima lună o vindecare chirurgicală completă și cât mai aproape de perfecțiune. Astfel încât discutăm despre o dietă, în ghilimele, așa cum am zis, despre o recomandare care are ca scop neforțarea organelor modificate. Adică să le lăsăm mai liniștite, să vindece așa cum trebuie. Nu este un lucru care să ne ducă la nesfârșit. Da? După ce trecem de prima lună, în care avem recomandări referitoare la consistența alimentelor, de fapt, ne interesează să nu mâncăm alimente care să deranjeze tubul nostru digestiv. După prima lună ridicăm acea mică ștachetă, după ce ne vindecăm complet și venim la controlul. De o lună. Sunt controlele de o lună, 3 luni, 6 luni, 9 luni, un an și din an în an. Care sunt obligatorii? Păi, după aia faci ITP-ul. Da, exact. Da, sunt foarte importante. Sunt foarte importante pentru că ele urmăresc evoluția dumneavoastră și urmărim să îmbunătățim evoluția dumneavoastră de fiecare dată. După controlul de o lună, ridicăm aceeași tachetă referitoare la recomandările alimentare, ce înseamnă. Și ușor revenim la normal. Revenim la un normal referitor la ce tip de alimente putem să mâncăm și revenim la un normal de fapt pe care nu l-am avut. Normalul nostru era cu o cantitate de alimente de multe ori prea îndestulătoare. De fapt, revenim la o situație pe care ne-am dorit-o, adică să mâncăm mai puțin, să ne controlăm greutatea. Asta era normalul. Nu reveni la normalul de dinainte de operație. Acela nu era normal. Corect. De final, am o întrebare care ține mai mult de zona asta legislativă. Da.
suntem o populație care are mari probleme cu greutatea. Suntem în locul, pe locul 3 în Europa la nivel de obezitate. Operația asta nu este subvenționată din, de la bugetul de stat, de asigurările de stat. Întrebare, pentru că foarte mulți oameni întreabă de costuri. Niște costuri există, ea ne fi subvenționată. Există vreo posibilitate că în anii următori operația de micșorare de stomac să fie subvenționată din asigurările de stat, pentru că sunt multe țări din Europa care subvenționează operația de micșorare a stomacului. Și e o problemă mare obezitatea în România. Și în România este subvenționată, dar nu este subvenționată complet. Asta este un și anume aspect. Cam care e ponderea din costul operației care e subvenționată de la stat? E o pondere destul de mică, să zicem. Ea este mică pentru că este foarte simplu. Din punct de vedere tehnic, tehnologic, operația este făcută cu instrumente care sunt într-o evoluție, să zic, firească, într-o zonă de nivel înalt. Și atunci există, dacă facem comparații, ne raportăm și la un telefon, o fiecare generație de telefon va fi costisitoare. Așa și aparatul de... La fel, din păcate, așa e și medicina. Medicina a evoluat pe baza tehnologiei și care are costuri în spate și trebuie să... Și suntem conștienți cu toții în ziua de azi că performanță și rezultate bune nu poți să obții fără costuri. Există un cost care este decent pentru efortul tehnic și pentru ceea ce înseamnă a trata un asemenea pacient, numai că, într-adevăr, ca și acoperire din partea casei de asigurări, încă nu este una completă și parte din costuri vor fi acoperite de pacient. Au fost făcute demersuri în sensul ăsta către autorități, astfel încât să creăm un program național care să cuprindă tratarea pacienților cu obezitate și care să aibă o acoperire referitor la costuri destul de importantă, astfel încât, să zicem, intervenția chirurgicală să poată fi oferită celor mai mulți care au nevoie. De fapt, nevoia pentru o intervenție de tipul acesta este foarte mare. Și, într-adevăr, pot exista unele limitări care țin de partea pecuniară financiară. Da. Emma, Cuza, mai aveți întrebări? Mărire de stomac se poate face? Eu mă chinui să mă îngraș. Am aceeași greutate din clasa 12. Da, acum mărirea de stomac e bună gluma și poate o să încerc să răspund printr-o glumă. Mărirea de stomac o puteți face fără doctor. De cele mai multe... Întreabă-mă pe mine, că eu mi-am... Pastile de poftă de mâncare. Da, mărirea de stomac o facem de cele mai multe ori fără doctor și nu avem nevoie de o școlarizare pentru lucrul acesta. Tocmai, îl mărim pentru că nu avem acele caracteristici. Răzvan, eu mai văzusem o întrebare și mi s-a părut foarte bună și aș vrea să zic. O doamnă întreba, după o astfel de intervenție, la cât timp poate rămâne însărcinată? Recomandarea noastră este să rămână însărcinată undeva spre sfârșitul procesului de slăbire. Asta înseamnă, în media este de un an. Media este de un an și ar fi bine să respecte acest lucru. Acum, în practică, se întâmplă ca de multe ori noi tratăm femei, doamne, care ar dori să rămână însărcinate, dar care nu reușesc să rămână însărcinate datorită obezității. Din cauza obezității, da. În regulă. Și există și situația în care doamnele, ne rămânând însărcinate de-a lungul timpului, consideră că nu există motivație pentru a se proteja împotriva apariției unei sarcini nedorite. Dar ne evoluția postoperatorie, să știți că scăderea ponderală duce și o scădere a nivelului, o reglare a nivelului hormonilor reproductive, astfel încât doamna respectivă poate să ajungă într-o situație în care să devină fertilă mai repede de un an de zile. Automat, nu e bine să rămânem, recomandarea este să nu rămânem până într-un doamnele an. Să nu rămână sărcinate în primul an, dar să fie totuși atente, pentru că procesul în care se reglează nivelul hormonal începe mult mai devreme postoperator și se poate întâmpla. Deci nu înseamnă că trebuie să rămânem relaxați, că nu se întâmplă, trebuie să fim atenți, pentru că începe să devină normal și începe să fie o zonă în care sarcina poate să fie obținută. Da, a durut? Nu foarte tare. Dar mai vin. Dar atunci suntem la 2 luni, la 6, la 9, la un an, oricând aici ne găsiți. Dacă sunt oameni care au întrebări suplimentare, unde pot să vă scrie? Ne pot găsi unde? În instituția noastră, la Ponderas Academic Hospital. Suntem prezenți alături de pacienți 24 de ore din 24. Desigur, acesta este programul nostru instituțional.
instituțional, există un program de consultații în care ne pot găsi și pot apela la noi cu mare încredere. Bun, mulțumim din suflet. Mulțumesc și eu pentru invitație și o să mai vin. Normal, și o să mai trec și eu pe la controle, că și că sunt obligatorii. Da, eu ți-am zis, eu îți dau hainele mele. Am stat de vorbă cu domnul doctor Ionuț Hudopilă, cel care s-a ocupat de trupul meu acum fix 2 luni de zile.